Domnule prim-ministru, dacă ne puteți spune unde sunteți și care este motivația acestei deplasări de urgență? În acest moment sunt la Budapesta, urmează mâine să am o întâlnire cu primul ministru al Ungariei, cu domnul Viktor Orban, deoarece tot mâine este domnul ministru de interne, are o ședință premergătoare unui ședințe de Coreper și a unui JAI din decembrie, în ceea ce privește aderarea României și terestru la Schengen. Am venit împreună și cu doamna ministru Odobescu, ministra de externe, pentru că Ungaria are în acest moment, prin rotație, președinția Consiliului și Ungaria este țara care decide și primul ministru Viktor Orban sunt cei care decid ordinea de zi a ședințelor JAI. Și cred că mâine cei patru miniștri de interne ai României, ai Austriei, ai Ungariei, cum e și normal, și în ultimul rând ai Bulgariei, vor decide textul pe care îl vor prezenta pe urmă ambasadorilor acreditați la Consiliul. Și în urma întâlnirilor de mâine, care credeți că va fi anunțul pe care îl veți putea face? E un traseu de parcurs. Eu cred că mâine cei patru miniștri de interne vor pica de acord asupra textului, va rămâne data în discuție, în funcție și dacă mai există anumite cerințe tehnice de îndeplinit de către un stat, de către România sau Bulgaria. Sunt ferm convins că mâine vom depăși această fază, urmând, cum am spus, să fie stabilită ședința de Coreper. Deja ea, informal, este stabilită pentru data de 27, urmând pe urmă la JAI-ul de pe data de 13. Cu adevărat, mai este un lucru de îndeplinit, faptul că actualul guvern al Olandei trebuie să treacă din nou demersul prin Parlamentul olandez. Dar până acum semnalele nu sunt că acest demers va fi blocat.